zicea pe ăsta Colin că dacă nu dăm în el, tăiam, dar două n-am avut ce să-i fac. Al treilea pom. Bă, dar aici nu se tun copacii, mă. Ia uite, al patrulea, auzi. Bam, al patrulea. Al cincilea. Mamă, ce am dat-o și la ăsta. Măi, băi, mă, curăță ne pomii dacă ne curăță sectorul 5. Direct cu Baina. 6. 7. 8. 9. Și pe aici intrăm. Pe aici avem încă un pom. Nu mai știu numărul. Asta îl luăm așa mai easy. Da, bă, băieți, mă, vedeți de ce îmi place mie la București? Antena descărcat. Cum îi zice aici la voi, bă, da, proste? Mulțumesc de cafea. Bună dimineața, coleguții, și bine v-am găsit la un nou vloguleț. Astăzi din nou suntem la ora exactă, la Bucale, la Bucarest, capitala României. După cum v-am obișnuit în ultima vreme, văd că cam tot la capital ajungem la ora exactă. Ne îndreptăm către Bragadiru, mai avem vreo 2,5 km, ești că am spus o oră. Vreo 2,5 km și vom intra în sector 5 să descărcăm. Cei care sunteți mai vechi pe canal și ați mai vizualizat vlogulețele, am mai fost aici odată cu mai multă emoție, cu o semiremorcă. De data asta mergem regulamentar decât cu camionul. Până în ziua am început și am descărcat la noi la depozit, la compania Evanvișc, la Chiajna, remorca, și am abandonat-o acolo pentru a putea intra înspre sector 5. Pentru cei care sunteți noi pe canal și nu știți ce se întâmplă aici, sunteți la primul vlog. Aici prezentăm meseria de camioner din Românica, camionagiu pe Românica, camionagiu fără perdea, adică n-avem nicio reținere, discutăm aici și povestim și arătăm cu ce să mâncă meseria asta de camioner pe Românica, pe Românica de ceva vreme. Avem și câteva vloguri din perioada în care m-am apucat de track vlogging și încă eram pe comunitate și pe tur-retur, dar marfă de afară nu prea am foarte multă, dar totuși am ceva cu elveții, cu văm, cu etc, etc. Dacă îți place ceea ce o să vezi aici, te rog să bagi butonelul de like, poți să dai și o abonare dacă vrei să primești noutăți și, după cum bine știi, m-a ajuns foarte mult cu chestia asta. Și dacă mai dai și o distribuire, poți zice că ești cel mai bun tovarăș al meu. Asta e una. În momentul ăsta o să ne pregătim să ne băgăm înspre sector 5. O să ajungem acolo pe niște străluțe de vă doare mintea. Oare și cum putem spune că mergem din amintiri în direcția asta, fiindcă, după cum v-am spus, o să vă pun un link în descriere cu celălalt vlog când am mers prima dată la acest client. Și o să vedeți ce emoții am avut prima dată. Acum nu mai am nicio treabă, fiindcă am mai fost și, ba mai mult de atâta, o să schimbăm un pic traseul pentru a ajunge la ei. Fiind fără remorcă, putem să abordăm un pic mai simplu situația, nu vom fi nevoi să intrăm cu spatele pe strada și pe străduța lor înspre depozit. Vom aborda cumva din spate, pe sub pompă, între căsi și mașini, să ajungem să ne onorăm acest client. Bineînțeles, la Bucale aici, aglomerație pe centură, vreme predominant ploioasă, fapt care pune pe tăt miticu, cum îi spun anumiți colegi, colegilor de aici, că-s mitici. Miticii au ieșit toți cu mașinile să margă spre servicii în toate direcțiile, să nu-i prindă ploaia. Fapt care pentru noi camionagiști ne face un pic ziua mai grea, fiindcă e foarte, foarte aglomerat. Dar nu contează, îi dăm să pută tobele.
și vedem ce va mai fi și pe unde ne mai duce tirul astăzi. Hai că vă pot face un scurt rezumat de început. După ce vom onora acest client, vom avea partii de transpaletă, până în zi facem antebraț, antecârcă, antecotie. Să descărcăm, fiindcă eu descarc cu transpaleta și monsieur duce de la capătul camionului paletul în depozit cu stivuitorul. Fugi câine, că te facem kebab. Peste 300 de metri, la sensul giratoriu, iau pe a doua ieșire. Iau-o! Ia-uzi, mă, ce spune! Deci, după cum v-am spus, o fac un mic rezumat. După ce terminăm aici de descărcat acest client, v-am spus, până ziua am descărcat la noi la depozit, am stat remorca, am venit aici, o să descarc aici, iar după asta o să mergem și o să avem încărcare de la Băicoi pentru Cluj. Vom merge acolo frumos, ajungem până la o oră relativ decentă, ne punem la o pauzică, facem o pauză de 9 ore, după care la noapte încărcăm. Și dimineața, morning, trebuie să fim la Cluj să descărcăm ceea ce încărcăm. Va trebui să intrăm la Băicoi. Băicoi, ce înseamnă Băicoi? Înseamnă DN. DN-ul spre Brașov. Practic interzis. Adică, teoretic interzis, practic permis. În momentul în care ajungem și avem... practic e permis dacă avem încărcare. E pe DN-ul, putem să... Peste 300 de metri, no. Virează la dreapta spre șoseaua Alexandriei. Stai că am redus la tăcere, că ne încurc aici cu poveștile noastre. Practic, în momentul în care avem o încărcare pe DN-ul... Bă, e somn, e la vremea asta. Practic, când avem o încărcare pe DN-ul, putem intra fără autorizație pe cea mai scurtă cale posibilă înspre încărcare. Practic eu de la Ploiești o să iau direct înainte pe DN-ul până la Băicoi, de unde o să încarc, o să fie permis, iar după ce încarc la noapte o să am permis să tranzitez DN-ul până la Brașov, fiindcă mă voi afla pe el între orele 22-6 dimineața, fapt care îmi permite chestia asta. Deja am ieșit la Bragadiru și în momentul ăsta eu dăm frumos pe Piteicuță către Central of Bucharest și la vreo 4 km după ce parcungem vreo 4 km în direcția Bucureștiului o să o luăm între căs să vedem pe acolo ce găsim. Mă gândesc să băgăm un duhan, mă băieți, până în zuă. Apoi după aia avem de lucru și nu mai avem vreme de duhan. Sper să mă și auziți. Cu geamul deschis, încerc să vorovesc tare. Am venit, mă băieți, azi noapte, în 6 ore 45 și condus până la București, pe ploaie torențială. Nu mai eu știu cum am venit, dar raportat la timpul în care am parcurs acest traseu, a ieșit foarte, foarte, foarte bine. Mergem până la intersecția cu strada unde e poliția de la sector 5. Vom intra pe strada cu poliția sectorului 5. Ultima dată acest client, după cum o să vedeți în linkul din descriere, în vlogulețul anterior, dacă o să vă uitați, am mers escortat spre acest client, a venit clientul și m-a ajutat să ajung la el. Hai că v-am lăsat deoparte până mi-a înduhănit gara, să nu vă vâjăie jamul în cap. Aici l-am întâlnit pe tovarășul Buciov cu trotineta lui, care ne pune la respect. Hai tot până aici, am mers pe drum, aici cheroșul mere pe trotuar. Până aici ne-a încurcat, de aici nu ne mai încurcă. Bineînțeles că domnul GPS nu ne duce corespunzător. Dar noi dacă am fo, n-avem treabă, că știm pe unde să merem. Partea amuzantă de a râsul plânsul cu situațiile de genul, când mergi spre o descărcare
pe un drum pe care ai mai fost sau n-ai mai fost, constați că e permis, oare ești cum până la el, și în momentul în care mai un pic până la client, să găsești o stradă închisă sau un drum. Mamă, dar ce e aici la trecerea asta de pietoni? Sau constați că ajung la client și constați că devierea nu luat în calcul, uite la ei cum stau dincolo de trotuar, hai, oile n-au nicio treabă, ei stau dincolo și de trotuar. Constați că devierea nu ți-a dat cont că pe acolo era permis și după trebuie să intri printre bloce, căsuțe și nu poți să ajunge. Deci am intrat semaforul în stand-by. Aici, în intersecția asta, ne-am întâlnit tura trecută cu clientul nostru care ne-a escortat. GPS-ul nostru, dar numai pe unde nu trebuie. Ia uite-ne că ajungem aici, să ne băgăm pe căsuțe, să ne scăpăm de marfa aceasta, să mergem mai departe la Băicoi. Aveți roșu? Să vedem ăștia de sub camion judecă. N-au nicio treabă, frate. Și ăsta trece, și ăla trece. Nu-și dau ei seama că nu vezi. Ciudată intersecția asta. Asta cu autobuzul m-a lăsat tura trecută. De data asta nu venim pe aici. Practic nu cu autobuzul să ne lăsim. Se bun! Am intrat aici. E frumos aici, așa, coleguții, când trebuie să vii cu tiro liro. E frumos aici așa, dar nu prea. Primul pom lovit. Nu știu dacă s-a auzit pe cameră, dar tocmai am dat una într-o crangă de la un pom. O să vedem pe acolo pe unde. Vedem pe unde abordăm traseul. Pe celălalt tras, pe cealaltă parte pe unde v-am zis că o să intrăm. Facem cu dreapta. Noi facem slob, băieții, veseli, că intru. Bun. Bine, mă, băieți, mă. Și merem și înainte cu stradă ca și în mod normal. Și cum am și venit, facem cu stânga, prima stradă care apare în stânga.
al doilea pom frecat. Mulțumesc. Aici a păstat o colincă, dacă nu dăm în el. Tăi am dat două, n-am avut ce să-i fac. Al treilea pom. Bă, dar aici nu se tun copacii, mă. Ia uite, al patrulea, auzi. Bam, al patrulea. Al cincilea. Mamă, ce am dat-o și la ăsta. Măi, băi, mă, curăță noi pomii dacă ne curăță sectorul 5. Direct cu Bena. 6. 7. 8. 9. Și pe aici intrăm. Ia să vedem noi, clientul nostru, ce calcule au făcut pe aici. Hai. Mă, nu știu, am așa un feeling că clientul nostru știe că vine cu alt model de camion. Hai că ne băgăm, pe vedem noi. Și că pe aici trebuie să intru. Unde-i trecerea de pieton? Nu-i mai trecerea de pieton, că aici a rupt-o cineva. No, coleguță, faine pe aici cu tirul, faine. Am ajuns, capătul străzi. Facem dreapta, dăm cu spatele și suntem la client. Cât a venit dat un pic cu spatele. Ia, și aici avem încă un pom. Nu mai știu numărul. Asta îl luăm așa mai easy. Deschide ușa, știu că își mută motorele. Dăm acolo plin în spate. Și după am citit pe internet, așa zis, nu, nu mai original cu tester, încât să spun aia acolo, că și kilometri aia și... frumos pomagine. Ne alineam frumos lângă ușă. Și după ce ne alineam lângă ușă, merem frumos și deschidem ușile din spate. Și ne apucăm de treabă. Ce avem noi parte astăzi de Liza? Liza, Liza.
Da, bă, băieți, mă, vedeți de ce îmi place mie la București? Antena descărcat. Cum îi zice aici la voi, bă, da proste? Mulțumesc de cafea. Am descărcat. Am avut parte și de Eliza. Se iau în mână. Ați văzut, mă, băieți, mă, de-aia îmi place mie aici la ora exactă, mă, aici e lumea, lume, mă. Fuh, dar e destul de călduț aici, văd că 20 de grade la București, astăzi, la ora amiază, la ora amiază-i. Luăm aici frumos cu dreapta, dacă vă duceți aminte aici am fost. Tura trecută cu semi-remorca și am ieșit direct cu cabina pâmpă. Eu dăm frumos pe pitică, înapoi la noi la depozit să ne recuperăm remorcuța. Și după ce recuperăm remorcuța, o luăm frumos. Auzi. Și am dat-o și la pomul ăsta, nu mai știu numărul deja. Fără număr deja. N-am obăjeții, mă, la remorcuța, frumos de la noi de la Chiajna, de unde am abandonat-o azi de dimineață și o dăm frumos pe piteică către Ploiești, după cum v-am zis. Am intrat înapoi în centură de la Chiajna și am luat-o înspre Otopeni. Inițial am vrut să mă duc până la A3 și o să iau pe A3 către Ploiești, dar mi-a venit o idee super strălucită să intru pe Mogoșoaia Buftea, pe DN1A, să iau direct către Ploiești mai repede din centură. Dar din ce văd eu la cum să merg aici, cred că n-am făcut nicio afacere bună scurtând traseul. Un milion de treceri de pietoni nesemaforizate. 120.000 de opriri. Nu pe are niciun farmec chestia asta. După ce m-am gătat de pizdocit, uite că se mere, practic. Am scăpat din, cred că Mogoșoaia era prima. Și se mere, mai avea Buftea, care cred că Buftea ar trebui să-l trecem mai bine. Acolo, la Mogoșoaia, părerea mea, sunt foarte multe treceri de pieton nesemaforizate. Și atunci, clar, fiecare pieton care vine scobindu-se în azi și știe că trebuie să treacă pe cealaltă parte, trece fără nicio treabă și se oprea și circulația și mai după aia dincolo, când a ajuns pe cealaltă parte, se gândește ăla că trebuie să treacă dincolo și nefiind un semafor să-i grupeze în turme, ne crește barba până trecem. Problemă care a fost rezolvate în alte orașe la noi în țară, gen Cluj, cu Unda Verde, care trece pe verde tot Clujul într-o parte în alta și grupează turmele la acele de pietoni, da? Asta e. În momentul ăsta merg destul de bine, merg spre Buftea. Vom intra la Băicoi pe interzis de la Ploiești, după cum v-am explicat anterior. Și vedem ce ne mai rezervă drumul tirului. A venit pe DN1A Mogoșoaia Buftea Ploiești. Rachetă, mă, rachetă. Chiar n-am mai fost pe traseul ăsta de la București în coace. După cum v-am spus, după centură am refuzat să mai mă duc de la intersecția cu Mogoșoaia până la intersecția cu A3 să mor pe A3 să viu spre Ploiești. Practic m-am dus direct de la Mogoșoaia înspre Ploiești pe DN1A, ceva drum mai vechi. Dar vreau să vă spun că am ajuns foarte, foarte rapid, foarte rachetă, în afară de Mogoșoaia cu trecerii de pietoni, tot o mers super, super, super bine. Deja uitați-ți la Lucoil aici pe centură, la intersecția cu Vălenii de Munte și cu Cheia. Și practic de la varianta de camioane, cum mă duc spre Brașov și varianta pe unde să merg camioanele spre Vălenii de Munte, mai în față avem interzis între 6 și 22. Și eu o să mă duc pe interzis, nu știu câți kilometri, până la Băicoi, în departe.
De unde voi încărca în această noapte după ce fac pauzică? Practic aici la capătul Ploieștiului ne întâlnim cu varianta de camioane Buzău-Vâlenie-Munte, după cum dă pe indicatoare. Dacă am fi mers pe cheia pe aici am fi luat-o. Și aici în față e 7 tone jumate. Între 6 dimineața și 22 seara și de sărbătorile legale toată ziua. La 0 la 24. Practic vom merge în acest moment cu acest DN 6 km pe interzis. Avem mai în față și echipaj de poliție care probabil urmăresc camioane care intră pe interzis, fiindcă pe aici e un sport național cu unii dintre colegi preferă traseul ăsta și ziua pe barba lor. Eu sincer nu intru să fac tranzit numai dacă am treabă, trebuță, fiindcă nu-mi decontează nimeni amenzile și amenzile sunt cam mari. Din câte eu știu. E plin efectiv de indicatoare, 7 tone jumate, între 6-22. Partea ok, că o să ajung aici, fac pauză și în momentul când se termină, eu putem da mai departe, fiind permis tranzitul pe DN1 sau DN. DN1, cred că DN1 e asta. Hai să vedem. Să vedem o valiză, cred că DN1 e asta, da, DN1. Ne așteaptă noaptea asta o decapotare, o decopertare. O decopertare. De poliție ne-a luat aici după calea ferată pe Waze. Da, nu știu, poate că există posibilitatea să faci așa numita manevră, să mergi pe interzis, cum fac unii. Dar eu personal nu o fac și nu o recomand. E poliție din ce mi-arată aici. Dar cred că nu mai cred că a fost. O fi fost că nu-i mai acum. Nici eu e aici pe Waze. Probabil o fi fost, dar au plecat. Exact ce mai nașpa. Încarci și mergi noaptea, o chestie care mie nu îmi place. Voi face în această seară. La mă, băieciții, băzieții, ăsta a fost vlogulețul pentru azi stăzi. Ne vedem curând într-un alt vloguleț, bagă-l pe like, bagă-l pe subscribe, povestim acolo în rubrica de comentarii dacă vreți ceva anume să discutăm. Și cum vă spun în ultima vreme,